privirile spre Golgota, acolo unde eu am suferit, da, Doamne. Acolo aș vrea să-ți abat privirea, acolo aș vrea spre locul acela să călătorești, te rugăm, Doamne. Și spre lucrurile acestea să te îndrepți, zice Domnul, căci iată, viu este Cel ce vă vorbește, că vrea cu gelozie să ajungeți acolo. Acolo am pregătit loc sus pentru tine, că și aici, jos pe acest pământ, va domni focul, aleluia, vermile care nu va dormi și toate lucrurile care scris în cartea aceasta, care iată, ați luat o carte în mână, această carte încercată, aleluia, această carte scrisă cu multă jertfă. Edel dosamanagan tobenemen, de vei semăna cu cineva din cartea aceasta, de vei semăna cu cineva care a făcut lucruri ca acestea, vei fi mântuit. Aleluia. Și iată, zice Domnul, aș vrea ca tu, dacă n-ai trecut încă prin multe probleme care astăzi suflete tu, care ești în locul acesta, te-am cruțat poate că și iată, a venit vremea să înțelegi că și eu te-am cruțat și nu te-am pedepsit și nu te-am făcut niciun rău până astăzi. Va veni vremea, zice Domnul, când fiecare va fi încercat. Aleluia. Și încercarea aceasta va fi pe întreg pământul și a fost o încercare mică de care, iată, unii chiar au fugit, unii chiar nu mai știau ce să facă. Unii chiar iată s-au dat viața și s-au dat Duhul de frică, zice Domnul. Iată, dacă va veni la fiecare parte să tot palangot fire de clatul stamanagan, care se va cutremura din nou pământul acesta cu putere, zice Duhul Sfânt, de data aceasta, cu o mai mare putere tu și vei face în vremea aceasta. Și iată, zice Domnul, dacă nu te vei pregăti, pregătește-te, ajută-ne, Doamne. Apropii-te, că și eu n-am dat pe nimeni afară, n-am lăsat afară și nu voi lăsa decât pe cei care, iată, îi scris despre dânsi. Eu, poporul meu, caut să-l apropii și vreau să-l întăresc într-o vreme ca aceasta, dar el caute de multe ori alte lucruri, Doamne. Alte căi, alte plăceri, alte lucruri care, iată, nu privește lucrarea mea. Tu, care ești în locul acesta, pune-ți întrebarea bine. Unde vrei să-ți petrești veșnicia? Sau călătoria aceasta care o faci pe pământul acesta vrea să fie plăcere pentru tine? De multe ori, cei care m-au slujit au avut parte de suferință și tu vei avea, că nu ești scutit. Dar de multe ori te-am scutit că și n-ai putut să o duci mai departe. Mulțumim. Cei mai în vârstă știu despre lucruri, pentru că și eu sunt acela care curățesc și curățitul vine prin foc. Aleluia. Și iată, zice Domnul, despre lucrurile acestea, nimeni nu vrea să intre în acel cuptor, dar cuptoare sunt pregătite. Aleluia. Într-o vreme ca aceasta, zice Domnul, voi pregăti cuptoare. Deci vreau să curățesc un popor, un orod care va forda sanamen, care va ajunge acolo, dar vreau să știe nici o pată, nici o zbârșitură, nici o umbră, zice Domnul, și nici un lucru care ar putea să-l țină. De aceea depărtați-vă astăzi de toate lucrurile acestea care ar putea să vă țină și după învățăturile care sunt astăzi, după lucrările care fac oamenii astăzi, ei se apropie mult mai mult de lucrurile pământești decât de cele cerești. Tu depărtează-te de ele, înaintează în credință, că își vreau să-ți dau biruință și vreau să te sprijinesc și vreau să te întăresc. De vei vrea lucrurile acestea, le ai la îndemână să alegi. Emanu Gantora Zamanu, aleluia. Te-am chemat la mântuire. Mulțumim. Și vreau să-ți dau mântuire. Dar asta depinde de tine. Iisus este Domnul și Iisus a coborât în trup. Amin.